Secția maghiară din cadrul școlii gimnaziale din Dumbrăvița s-a mutat într-o clădire nouă. De ce a fost nevoie de această mutare? A fost nevoie de această mutare pentru că la grupele pregătitoare s-au înscris foarte mulți copii. Avem 7 grupe de limba română și am reușit anul acesta, în primăvară, să obținem și o grupă pregătitoare de maghiară separată. Ni s-a aprobat la inspectorat pentru că am avut 9 copii înscriși și la minorități se poate și cu un număr mai mic și astfel am obținut încă o clasă. Deci anul acesta vom fi 2 învățătoare la secția maghiară, spre bucuria noastră și a mea personal, că nu mai trebuie să predau la clase simultane mai multe. În total, câți elevi sunt înscriși la secția maghiară? În total, la grupa pregătitoare au fost 9, dar astăzi s-a mai înscris încă un elev, deci vom fi echipă de 10. Voi avea 5 băieți și 5 fetițe și la cealaltă clasă vor fi 8 copii, unde vor învăța clasele 1 și clasa a 2 în regim de simultan. De ce este important pentru un copil cu limba maternă maghiară să învețe în Dumbrăvița la o secție maghiară? Sunt multe aturi. În primul rând pentru că este dovedit și cercetătorii au dovedit că cei care învață în 2 limbi li se dezvoltă logica mult mai bine. Dovedesc o creativitate mai mare față de cei care doar într-o singură limbă învață. Noi la secția maghiară suntem sprijiniți și de statul maghiar, care încearcă să promoveze înscrierea la secțiile maghiare pentru a își păstra entitatea maghiară, cultura, istoria sau efectiv să vorbească limba maternă. Și copiii aceștia primesc și ajutoare bănești, primesc și 20.000 de forinți de la Fundație din Ungaria, pentru că se înscriu anual pentru rechizite, pentru manuale, cărți sau ce le trebuie, primesc familiile care și-au înscris copiii. În afară de aceasta, Fundația Racoții, celor care s-au înscris acum, le dă ghiozdane școlare foarte frumoase, colorate. Ieri le-au și preluat copiii de pregătitoare, bucuroși, entuziasmați. Am făcut o plimbare cu bicicletele pentru a ne cunoaște. Noi avem noroc că suntem mai puțini și putem colabora și ne știm și de la grădiniță cei care vin la grupa pregătitoare și părinții și comunitatea maghiară este mai unită, atât la biserică, școală, toate sunt în legătură și putem promova și extrașcolar limba maternă. Și din această cauză recomand întotdeauna, chiar dacă din căsnicile mixte mămica este româncă, încercăm și la after school, avem after school gratuit pentru a-i ajuta pe părinți să-și asimileze, să-și facă, să nu lucreze neapărat cu copiii sau să lucreze, dar să, în limba maghiară toate problemele și exercițiile care apar să fie făcute cu un cadru calificat aici la școală și în plus le dăm informații și pe grupul de WhatsApp format cum să-și ajute copiii și cum să se joace tăticii sau și mămicile, să învețe și mămicile eventual o limbă în plus. Noi avem, eu predau aici de 26 de ani, când am început cariera la 19 ani, tot clase simultane erau la secția maghiară, întotdeauna am încercat să creștem, a fost când am reușit, am fost când nu, dar acum Dumnezeu ne-a ajutat. Și avem mămici care au învățat limba maghiară împreună cu copiii lor. Copiii care sunt la secția maghiară, oricând Ungaria este aproape, un loc de muncă ți este asigurat dacă te duci la un patron să spui că da, tu ai făcut școala limba maghiară. Și își însușesc limba altfel decât cei care sunt la secția română și nu vorbesc în continuu maghiară la școală. Atât gramatical, scrierea corectă, unde punem cântecele de copii, cântecele, jocurile care sunt duble. Ne jucăm și în română, ne jucăm și în maghiară. Eu au câștigă, de fapt, o personalitate în plus, un om în plus. Oriunde te duci, știi și limba maghiară la perfecție. Scris, citit, vorbit, corect.